Suntem aici să susținem familia Furdui. Ca unul care am crescut într-o familie cu 8 copii, știu ce înseamnă greul, știu ce înseamnă dragostea de frați, surori. Și sunt aici în calitate de tată și în calitate de bunic. Și dragostea pentru familie nu mi-a pierit niciodată, ci din potrivă. Sunt aici alăturea să susținem familia, instituția creată de Dumnezeu și mandatată de Dumnezeu cu autoritate. Așa cum Dumnezeu a mandatat cu autoritate statul și cum a mandatat cu autoritate biserica, Dumnezeu a mandatat cu autoritate familia. Statul nu are dreptul să se supune autorități, să, să intervine în autoritatea familiei, pentru că Dumnezeu a rânduit lucrurile așa. Și vrem să spunem răspicat că așa cum autoritatea statului este respectată în privințele în care statul trebuie să acționeze, familia trebuie să fie respectată în modul în care Dumnezeu a rânduit lucrurile să fie manifestate. Copiii sunt în cadrul familiei și statul trebuie să respecte lucrurile astea. Am auzit că oamenii um, din familia Furdui sunt oameni buni și mă bucur pentru asta. Dar vreau să spun și următorul lucru. Dacă lucrurile nu sunt perfecte în familie, totuși nu trebuie să fie intervenția autorității statului acolo. Dumnezeu lucrează prin oameni imperfecți uneori. Și asta trebuie să afirmăm împreună. Noi toți suntem imperfecți dată. Vreau să vă rog să-mi să dați voie să mai amintesc încă un singur lucru. Sunteți aici tați, sunteți aici mame, soți, soții, evident, copii. Aveți curajul să țineți fruntea sus și să spuneți cu hotărâre, cu fermitate, familia este sacră, nu ne atingem de ea. Dumnezeu este cel care protejează familia. Nu se pot atinge de voi dacă sunteți în mâna lui Dumnezeu. Așa ne-a promis Dumnezeu. Că dacă cineva se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Și asta vrem să spunem aici. Că nimeni nu poate să distrugă instituția asta pe care Dumnezeu a mandat-o cu autoritate. Dar, dragi tați, vă rog din suflet să nu vă pierdeți curajul, determinarea de a fi lideri în familie. Nu vă lăsați abandonați, nu lăsați să, să fiți derutați de pe direcția asta. Fiți lideri curajoși ai casei voastre. Și manifestați cu putere, cu determinare, conducerea pe care Dumnezeu v-a dat-o în mână. Mamele, soțiile, fiți femei curajoase, fiți soții curajoase și continuați să luptați pentru familie și pentru copiii voștri. În sfânta scriptură ni se spune că soția este ca um, o luptătoare, ca niște oști sub steagurile lor e cu o determinare extraordinară. Determinarea asta știți unde se regăsește? În rugăciune. Mamele care se roagă sunt ca niște oști care distrug toate barierele. Și pentru asta suntem aici, să vă încurajăm, să fiți mame ale rugăciunii pentru copiii voștri, pentru familie și împreună să rostim rugăciunea care poate să distrugă orice fel de barieră a celui rău. Rugăciunea încrederii noastre în Dumnezeu. Vă rog din suflet, haideți să rămânem una și să afirmăm cu tărie că Dumnezeu este cu noi. Să afirmăm cu tărie autoritatea familiei care trebuie să rămână neatinsă, sacră întotdeauna. Și Dumnezeu să dea biruință familiei furdui. Amin.